Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație. Salut și colegii mei din platou virtual, să spun așa. Scuze pentru întârziere, dar acum am terminat, am avut două comunicări la ședința Comisiei de Energie din Senat. Nu am participat și nu am auzit în totalitate ce a spus domnul secretar de stat Niculescu. Am prins, mă rog, ultima parte a discuției, care era mai mult tehnică și se referea foarte punctual la cantitățile de gaze naturale care lipsesc din sistem. Eu aș dori să vă împărtășesc câteva idei în acest context de criză energetică în care se află nu numai România, ci și Uniunea Europeană, chiar o criză energetică la nivelul mondial. Și permiteți-mi ca să fac totuși referire din punct de vedere a legiuitorului, referire la acea ordonanță 118 care a intrat în vigoare și din 1 noiembrie este în vigoare până în 31 martie 2022. Au fost foarte multe dezbateri publice legate de acest proiect legislativ, am primit multe critici, unele pe bună dreptate, altele mai tendențioase. Eu cred că, și o să fiu un pic poate politicianistic acum, eu cred că în situații excepționale trebuie să venim totuși cu măsuri excepționale și cred cu tărie că e mult mai sănătos să vii cu măsuri decât să nu vii deloc cu măsuri. Acest proiect de aprobare a Ordonanței de Urgență 118, practic, a venit în concordanță cu propunerile Comisiei Europene, unde Comisia Europeană a spus foarte clar că în această criză dată energetică putem să venim cu reduceri de taxe, putem chiar să mergem în direcția plafonării prețurilor și este evident că consumatorii finali, populația, cetățenii au o importanță foarte ridicată în această ecuație, să spun așa, și din punctul meu de vedere, această ordonanță de urgență, mă rog, varianta finalizată în Parlament, unde s-a și plafonat prețul la energia electrică și gaze naturale și am venit și cu un sistem de compensare. Nu vreau să le repet, că știți cu siguranță cu toții de aici, dar a venit în ajutorul consumatorilor sau cetățenilor și a venit și în ajutorul IMM-urilor. Acum, ceea ce este extrem de important și aici este foarte bine că e prezent și domnul secretar de stat Niculescu, ca normele metodologice să vină cât mai repede, ca această lege să devină și aplicabilă, adică furnizorii să aibă o perspectivă în ceea ce privește încasarea banilor sau acele minusuri care reiesc din diferențele de prețuri de achiziție și de vânzare a energiei. Cred că am venit cu o soluție bună. Până în martie 31 martie 2022, cum am mai spus, putem să punem în siguranță consumatorii, iar este în sarcina noastră, și aici recunosc, ca să găsim acea cale prin care și industria să fie în siguranță și să nu ne trezim cu falimente majore. Mulțumesc mult, domnule președinte. O singură și scurtă întrebare am eu. Cum credeți că au perceput sau cum credeți că percep românii această lege care a ieșit, atât din perspectiva ceea ce înseamnă așteptările la facturi, cât și din perspectiva furnizorilor, care vedem că pleacă pe capete din această zonă de furnizare gaze naturale. Care credeți acum, la 23 de zile de la apariția legii, că este percepția oamenilor față de această lege?
Știți foarte bine, domnul Chisăliță, domnul președinte, că, virgulă, comunicarea publică este o acțiune extrem de importantă. Eu cred că la acest capitol au fost deficiențe, mă rog, poate și interese din anumite zone ca să fim atacați, sau, mă rog, casa politică să fie atacată foarte, mă rog, virulent, dar eu cred că, odată, am venit cu măsuri, doi, este clar că, încă o dată, cu riscul să fiu redundant, trebuie cât mai repede aceste norme, care nu mai aparțin de noi ca și Parlament, să intre în vigoare, adică industria, furnizorii să știe la ce poate să se aștepte, iar ceea ce a spus și domnul ministru Virgil Popescu din prisma consumatorilor, primele compensări o să poată să fie vizibile, mai ales din punct de vedere a furnizorilor, cam cu factura din luna decembrie. Pentru că facturile se fac cam prin 14-15, deci normal că următoarea factură care o să fie emisă în 15 decembrie, până atunci cu siguranță o să fie normele în vigoare și mecanismul o să fie funcțional, sper, și atunci compensările vor fi efectuate.